Rezultatele obținute anul acesta de către candidații la concursul național de titularizare au fost mai mici decât cele din anii trecuți. Scopul organizării acestui concurs a fost acela de a recruta resursă umană pentru a ocupa posturile vacante din învățământul preuniversitar. În județul Gorj, toate posturile vacante au fost ocupate cu excepția unuia singur, acela pentru maestru instructor la specialitatea energetică. Ca și statistică, aș vrea să vă spun că avem note sub 5. Un procent de 35,5%, destul de mare, note între 5 și 7, 42,5% și 22,1% note peste 7. Avem 11 note, între 1 și 2, pentru că asta se vinde la dumneavoastră la presă, 4 la engleză, 2 la informatică cele mai multe, nu avem note de 10, dar avem note foarte bune. De asemenea, un număr mare de candidați din județul nostru au participat la concursul de titularizare în alte județe ale țării. Un număr important de tineri cu certe calități pentru a deveni dascăl s-au prezentat în județe unde oferta a fost mult mai bogată, de pildă la Giurgiu, locul întâi la biologie este ocupat de o gorjancă, absolventă a liceului Novaci. La educatoare, la limba română, știu destul de mulți tineri care s-au dus și și-au încercat norocul în alte județe unde, v-am spus, oferta a fost mai bogată. Inspectorul școlar Gheorghe Mitescu a mai declarat că rezultatele de anul acesta de la examenul de titularizare trebuie să atragă un semnal de alarmă foarte serios pentru întreaga societate, deoarece tinerii care s-au prezentat la concurs sunt formați de învățământul superior, acolo unde de asemenea exigența ar trebui să-și facă loc.